care este o marmură dantelată, cu nivele astea, la nivelul pieței și nivelele inferioare, totul sculptat, pe aici am intrat în piață, strângem batofii, să mai fiți atenți la ceva. Vă veți descălța la fiecare templu, la fiecare mare piață care te duce la un templu. Voluntatea de a merge cu piciorul gol într-o seară de aurul septembrie, la ora 8-9-10 seara, când vine căldura ca într-un apartament bine încălzit din podea, este indescriptibil. Lucian este aici, strânge, în timp ce era observat cu multă detașare de acest domn. E un belgian care făcea parte din grup, cel cu mustață, și keep your shoes here. N-am văzut, nu m-a atins nimeni la nicio coadă și am stat la destule cozi. Nu te atinge nimeni. E spațiu pentru toți. Avem spațiu intim de neatins. Pentru aceea, o să vedeți, n-am pus mai decât o singură poză. Animalele nu se feresc de oameni. N-au avut experiențe negative în întâlnirile cu oamenii. Și vă povestesc ceva. În această vară am 3 pisoi și o pisică undeva lângă București. Și într-una din zilele din vara asta minunată, a venit o pasăre agresivă care mi-a mâncat mâncarea. Și am aruncat cu bățul pe ea. Am regretat. Târziu. Bățul a plecat. N-a lovit puiul, e bine. S-a sprijinit cu un capăt în pământ și cu celălalt capăt l-a lovit pe grei, pisoiul, pe spate. 3 luni de zile, după o experiență, nu s-a apropiat nici la 30 de metri de mine. O experiență. Și aceste animale de care fac vorbire, calci lângă ele la 5 cm și nu mișcă. Dacă o să vedeți cândva, dacă mai, vom mai continua, pe marginea Gangelui erau un câine într-un magazin de bijuterii unde doamnele au, erau interesate, o să vedeți câteva de mostrele de lucruri care plac, a călcat la 2 cm de urechea de ei, văzând, uitându-se unde, nu a deschis nici ochiul măcar. Asta înseamnă foarte mult. Acele vaci care stau pe stradă, noi le-am văzut curioși, că au invadat spațiul uman. Noi le-am invadat spațiul. Încet, încet am ajuns în fața lui și arată super. Dantelă, începe să se lase seara, a fost o seară nemaipomenită. Toată piața este placată cu marmură și o defilare de culori sau de persoane care stau, redescoperă acel minunăție, grupuri din familie, o sărbătoare foarte importantă, și grupuri și familii care stau și îți încântă ochii cu poziția și culoarea. Și intrăm în templu, Sikh, templu Sikh, unul dintre cele mai mari temple Sikh din India. Facem apel la tehnică și puteți să vedeți și să vedeți fiecare parte din ea, explorând de jur împrejur toată lumea. A fost o experiență unică, pentru că era 38-39 de grade, seara, la 8 și ceva. Am intrat în această incintă care are un lac, care e îngrădit de acest perimetru pe care te poți mișca, în mijlocul lacului, pe alee, o să vedeți, să ajungi la templu. Mai sunt temple de jur împrejur, dar aerul stătea, era o inversiune tehnică, aproape nu puteai să respiri. Tăiai cu cuțitul mezera din aer. Impresionantă intrarea, fascinante personajele, era un pasnic înarmat cu o suriță din grupul nostru, care ca oriunde încerc să rămâi cu o imagine de amintire și culoare, culoare, multă culoare, chakra de pe cap trebuie acoperită la intrarea, deci când ți-ai lăsat pantofii trebuie să ai sau să iei de acolo, să împrumuți sau să cumperi un obiect de
vestimentar care să-ți acopere la cincea ceacră. Fiecare pas te obligă să revii la acel centru al incintei. Sunt pur și simplu luate pe sărite imaginile. Ce te impresionează și la bărbați și la femei, să face baie, un lac considerat sfânt, purificare, într-o parte femeile, într-o parte bărbații, dar să intră cu sariul doamnele. Locuri de rugăciune speciale de jur împrejur și, bineînțeles, porumbeii care stau pe aproape, poate va fi ridicat ceva mâine dimineață. S-a întunecat. Este intrarea în de cum bine știți, simetria are importanța ei în simbolistica indiană sau orientală și e de chiar să mișcă toate felurile, vorbește, nu deranjează nimeni pe mine. Doar o mostră de sună. Ideea că pe o percepție multimodală, multisenzorială, polisenzorială, trebuie să ai stimul, culoare, mișcare, formă, sens, număr și număr era har Domnului, extraordinar. Nici la teatru nu cred că se aranjează cu atâta subtilitate culoarea, forma și atitudinea. Avem foarte mult de învățat. Se pregătiseră deja să aștepte noaptea. Era un culor înainte de a ieși din cintă. Avea o postură extraordinară. Sau priviri pierdute. Uitați-vă la ei cum arată cea de aici. Sau următoarea. Am făcut turul și aveam programat un program să mâncăm la templu. O instituție care a funcționat fabulos. Toată lumea mâncare, când ați spus la noi mâncare, vă aduceți aminte la sarmale și la ocazii festive electorale ce se întâmplă. 700 de oameni au intrat, s-au așezat, au primit ce trebuia, s-au așezat, au așteptat, li s-au umplut farfuria de mâncare și cărnița cu orez și am plecat în 20 de minute. 700 de oameni. Aici e teacul de farfurii, cei care împărțesc au o dexteritate fabuloasă, noi eram, cel puțin eu, încurcat cum o să mănânc cu mâna. Era, știam că mâncare mai puțin consistentă și mi s-a spus să aveți grijă, ori veniți cu furculița, lingurița sau ceva de lan de mână sau dacă aveți noroc o să prindeți. Toată lumea stă, nu se atinge nimeni de nimic. Nu atingi pe celălalt. Teancu, era o pauză de lucru, am ajuns încă din gurițe. Eram fericiți cu toții că am găsit din gurițe. Ne-am așezat, rândul pe care am stat. Deja lumea continua să intre și cu o să completau rândurile. Sunt 700 de oameni. Am făcut efortul ca Radu Tudor și am numărat parlamentarii. Am numărat și eu cei care erau acolo, cu aproximație, bineînțeles. Și toată lumea, te cunoști, nu te cunoști, se zâmbește, sau te uiți mai atent, o să vedeți. Era un subiect curios acolo, noi europeni, uitați-vă ce frumos. Zâmbe. A venit mâncarea, prima parte, ceva cu mazăre, pardon. Am mâncat, ne-am pus foarte mult,
aici, la ieșire, voluntarii spală vesela cu o viteză fabuloasă, detergent, curat, își țin lucrurile agățate în sacoșele lor. Atenți și cu dedicație, apropo de responsabilitatea individului și implicare. Și aici, la ieșire, ăsta aduna deja cările, aproape violent ți le lua din mână ca să nu pierdă timpul. Perfect pus la punct sistemul. Se spală în continuare și am ajuns din nou la centrul univă. Venind pe partea cealaltă a circumferinței, guru rezolvă problemele în afaceri și poți să ai încredere că vei fi fericit mâine. Cu copii sau fără copii stau și spectacolul este absolut uluitor și mă bucur că am putut să iau ceva care nu pot să-l descrie acolo. Ești copleșit de ceea ce vezi. Că e jos culoare sau strălucește sus, au vocația spectaculosului. Alt stil de a oferi mâncare, hrană, era în fața altarului principal. Uitați-vă ținuta celor trei, bineînțeles că și cei care primeau castele funcționează. Șoferii nu aveau dreptul să intre la masă cu noi la McDonald's. Aveau un loc al lor. E curios, dar funcționează. Pentru odihnă, să intra în templu, trebuia să stai foarte mult sau te poți odihni oriunde. Oriunde, în mijlocul străzii, la marginea străzii, lângă președinție, nu e niciun fel de problemă. Întinde sariul, își pune perna, mâna sub cap și doarme. Sau fără perna. Uitați-vă cum stau. N-am niciun fel de problemă. Toți au fotografii, toți au amintit. Aici este un pom celebru care face obiect de cult în acea incintă și uitați-vă unul din paznicii care stă la povești cu doi din cunoscuți. Culoare din nou. Culoare. Și la ieșire ne așteaptă același minunat care a fost imposibil să schimbe privirea, deși am zâmbit în cel mai fermecător tip posibil. Ca să rog să-l mă lasă să fotografiez. Măcelul recoltării sângelui continuă și pe stradă rickshele, bicicletele trec pe lângă copilul adormit sau această privire minunată. Avea o privire ochii negri, o privire vie. Foarte interesant. Au o liniște în ei indescriptibilă, ceea ce noi nu avem. Și acum am să vă rog pentru estetica acestei imagini, să vedeți ce înseamnă modeling. Haide. Doamnele, pot să aprecieze mai bine. Uitați-vă ce poate să creeze. Combinație de culori, formă, design, cum e talpa făcută. Și aici am avut un sfert de secundă ca să trag cele două imagini și să plec mai departe. Am văzut, de fapt, ce am făcut acasă. Luați imagini, trăiți prin imagini că veți avea bucuria extraordinară. Uitați-vă la ei. Spirit sunt. Spirit. Uitați-vă. Asta e. Uitați-vă. Se trece pe lângă el, era ora 9 și ceva seara, aspectă pietrele calde, nu avea niciun fel de problemă. Strada gemea, toată lumea locuia. Oare ne ocolim și noi? Culoare. Noapte. Și ne-am întors la hotel, la Paradis, și templul așa arăta la 1833. A doua zi dimineață, totul era plin de viață. Poate era să dea alături copilul cu mama și cu probabil cu sora sau cu cineva din familie. Tuc-tucul e un mijloc de locomoție splendid, duceți-vă, merită.
noi ne îngrămădeam greu 2, 3, extraordinar, ei circulă 10, 12, fără nici probleme. Uitați-vă cum cade zidul de aici. Nu e nicio problemă. E o circulație pe această alee de pasaj între strada principală care duce la templu și mai departe, uitați-vă aici. E superb. E un decor de teatru minunat. India modernă, India veche, India sacră, India care comunică. Vedeți stâlpi de relee cu violență, cu furie puși. Comunică, deci cresc, se accelerează și vor trebuiască și ei cu toată spiritualitatea lor să reziste acestei lumi care vine peste ei. De sus, de pe hotel, de unde am făcut poza, uitați-vă parcare. Încep să trăiască pe vertical. Comitesc o natura, își ia înapoi cea pe urmă. Era dimineață, de-abia răsărit soarele. Era piscina de pe hotel de sus. Era bufetul alături și de aceea. Și alături, pe clădirea de vis-a-vis, beau cafeaua și le zâmbeau și ne făceau semne cu mâna, cu o bucurie și o prietenie nemaipomenită. Nu ne-am văzut și nu o să ne întâlnim niciodată. Dar India, jumătate doarme, jumătate e trează. Ca și la noi, sau la noi sunt mai mulți trești, la bărinți, nu știu. Uitați-vă bambusul, care este un termen de construcție și de poate altă dată, să vedeți ce înseamnă bambusul și India care se construiește. Se construiește uluitor în India. Infrastructură, păi cred că, oameni buni, o România o fac în 3 zile, cu stilul lor de lucru. Acolo uitați, instalație electrică. Și funcționează. Asta este sigur.